Bine, ne-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Conexiuni Culturale a postului de televiziune Cromtel. Alături de noi astăzi în studio este domnul profesor dr. Marian Olaru. 25 de ani de existență a Institutului Bucovina. Vă spunem de la început la mulți ani și bine ați venit în studioul nostru. Ne bucurăm de fiecare dată când veniți la noi. Veniți cu noutăți de prim rang, să spunem așa. Noutăți care încântă nu doar ochiul, ci și mintea. Da, mulțumesc că am ținut să fim împreună astăzi, pentru că în felul acesta încercăm să pregătim manifestarea din toamnă, din septembrie, 29 și 30 septembrie, când vrem să celebrăm cei 25 de ani de la înființarea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, care din anul 2007 poartă numele de Institutul Bucovina. În felul acesta readucem în atenția publicului rădăuțean o componentă a activității noastre, și anume aceea de a disemina, cum se spune așa, după limbajul nou de lemn, nu? Informația culturală și științifică, aceea care face obiectul activității noastre. Suntem în acest moment aniversar și, într-un fel, la o răspântie de drumuri, întrucât atunci când s-a înființat Institutul Bucovina, cum se numește, din 2007, eram trei parteneri, și anume Bucovina Institut din Augsburg, Centrul de Cercetări Științifice de pe lângă Universitatea Iurii Fetcoviși din Cernăuți, și din 6 septembrie 1992, centrul acesta pentru studierea problemelor Bucovinei. De atunci și până acum lucrurile au evoluat, întrucât la Cernăuți lucrurile s-au schimbat radical. Centrul teoretic mai există, dar nu are decât un singur angajat și nu avem știință să se fi întâmplat ceva deosebit în ultima vreme. Asta înseamnă de vreo 3 ani de zile. La Augsburg, ultimii angajați din perioada Centrului de Studii Bucovina, cu care noi am colaborat în mod intens, respectiv Otto Halabrin și Lucian Gaier, s-au pensionat, iar institutul a fost trecut sub autoritatea Universității din Augsburg, care, din câte îmi dau seama, este într-o perioadă de reorganizare și își propune, într-un fel sau altul, să continue activitatea. De curând am aflat că au un nou conducător și să sperăm că vor reveni la preocuparea pe care au avut-o până anul acesta sau până acum 2 ani de zile, și anume de a fi partenerii noștri în demersul acesta trilateral, dar poate nu trilateral, numai în care să redescoperim istoria și cultura Bucovinei. Dacă la Cernăuți lucrurile stau cum stau, știm că în Ucraina nu e cel mai propice moment acum pentru țara aceasta, știm de problemele lor financiare, foarte curios e situația din Germania. Da, situația din Germania, fără să am eu foarte multe date despre chestiunea aceasta, s-a schimbat și la ei ceva de mai multă vreme, în sensul că centrul acesta sau Institutul Bucovina din Augsburg avusese inițial o subordonare triplă, adică era subordonat guvernului federal și ca obiectiv principal era Ucraina, în menținerea legăturilor culturale ale bucovinenilor din Germania, urmașilor acestora sau diasporei bucovinene cu Ucraina. Era o subordonare față de landul Bavaria, care avea drept obiectiv regiunea Cernăuți, da? Și era, ca să zic așa, o a treia subordonare față de municipalitatea din Augsburg, care avea ca obiectiv dezvoltarea legăturilor pe linie de tineret. Și în felul acesta se întruneau trei direcții de acțiune ale, să zicem, celor trei entități despre care am vorbit, dar cu oarecum divergente într-o anumită măsură, pentru că ei
întruneau nostalgia bucovinenilor care, în marea lor majoritate, în 40, au plecat în ceea ce s-a numit Heimisreich, adică la chemarea lui Hitler, o parte dintre germanii bucovineni și o parte din românii sau ucrainenii care s-au dat drept germani, așa, au plecat, s-au salvat de Stalin, da, ducându-se în Germania. Unii dintre ei s-au întors, alții nu, alții au rămas și au fost colonizați în zona Dillingen, München, în zona aceea au fost înființate așezări după al doilea război mondial, care i-au găzduit pe bucovinenii care plecaseră. Ei, subordonarea aceasta la Augsburg a mers în așa măsură, zic, bine, până prin 2000, când, după cum probabil țineți minte, s-a desfășurat acea întâlnire la Suceava, când 500 de bucovineni de origine germană au venit la Suceava la chemarea Consiliului Județean, pe atunci condus de domnul Mârza, și în parteneriatul acesta pe care noi îl aveam cu ei și domnul Ziemnacher, care era președintele atunci a bețircului Schwaben, a reușit să aducă acești oameni acasă. Acasă în sensul de revenire pe teritoriile bucovinene. După care, să zicem, colaborarea a continuat, continuă, cred că și în zilele acestea, ba chiar de curând la Augsburg a avut loc o întâlnire a celor trei regiuni, Cernăuți, Suceava și Augsburg, prin reprezentanții lor în domeniul administrației. N-am știință cât de mult și cât de profitabil este, dar știu că au fost din partea Sucevei câțiva reprezentanți, între care și colegul nostru Ștefan Purici, dar el s-a dus acolo în calitate de prorector și al universității, nu în calitate de cercetător al Institutului Bucovina. S-a dus acolo, au mai fost și reprezentanții administrației județene cu reprezentanții administrației cernăuțene, în sensul unui parteneriat în care mi se pare că au introdus și o regiune franceză. Main. Da, așa. Și în felul acesta, ce s-a întâmplat? Ca să revin la întrebare. Obiectivul fundamental al Institutului de la Augsburg, atâta cât știu eu, nu mai este Bucovina principal, ce are acum, ca să zic așa, deși se numește Bucovina, are o preocupare mai constantă pentru ceea ce se numește Belarus. Da, posibil ca să bată cele două litere de la începutul cuvântului, doar că altfel nu văd ce legătură ar avea. Da, e vorba de preocuparea lumii occidentale pentru ceea ce se întâmplă în Belarus, pe filieră poloneză, ca să zic așa, vezi apărarea valorilor democrației, a societății deschise și așa mai departe. Mă rog, au părăsit, cu alte cuvinte, de o bucată de vreme scopul pentru care funcționase Landmannschaftul, adică Asociația Germanilor Bucovineni, care aveau la Augsburg obiectiv Bucovina și care a dus la înființarea institutului. Și universitarii augsburghezi, ca să zic așa, s-au orientat către țările mai aproape de fratele cel mare. Să înțelegem că, iată, acum Institutul din Rădăuți este singura instituție care se ocupă punctat așa. Cum să vă zic că... Cercetarea istoriei Bucovinei. Da și nu. Da, în măsura în care cercetarea institutului nostru, cercetările institutului nostru sunt în bună măsură conform obiectivelor pentru care a fost înființat de către Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, cu sprijinul Academiei Române și al filialei Iași în principal, așa propus cercetarea istoriei și culturii bucovine, dar trebuie să spunem că aceste eforturi există într-o bună măsură și în afara Institutului Bucovina, dovadă numărul de teze de doctorat din universitățile de la Cluj, de la București sau de la Iași sau chiar de la Chișinău,
care aduc alături de noi contribuția lor la cercetarea subiectului. Pe de o parte. Pe de altă parte, cum să zic, există în Suceava, în județul Suceava, există instituții slavă Domnului care încă își respectă menirea. Mă gândesc la Muzeul de Istorie al Bucovinei, mă gândesc la universitate în partea care privește istoria și care împreună cu celelalte instituții muzeale din județul Suceava se preocupă și ei de secvențele de istoria Bucovinei. Altfel, ce putem spune noi șase inși care ne ocupăm de istorie? Șase persoane doar sunteți în cadrul institutului. Șase oameni cu normă de cercetare, un director cu jumătate de normă și un contabil și un bibliotecar care e și secretar în același timp. Aceștia sunt... Măcar bugetul ajunge cât de cât răspunde nevoilor sau... Nu. nu răspunde. Ați fost foarte sincer, da, eu 25 de ani, un sfert de viac și același bai. Bun, haideți să împărțim lucrurile. Până în 2007, Institutul Bucovina, care se numea Centru de Studii Bucovina, să-i spunem așa pe scurt, a fost subordonat filialei Iași Academiei. Noi am funcționat în sistem de avare. N-aveam nici personalitate juridică, n-aveam nici buget și când am fost noi înființați în 1992, respectiv la 6 septembrie, au început să vină și la noi câte ceva, să vină materiale care ar fi fost compatibile cu situația noastră. O mașină de scris de prin 1935, să zicem câteva lucruri așa de birotică, dacă le spunem așa cam pretențios, niște plumbagine, niște hârtie de scris și așa mai departe. Primul nostru sediu a fost în ceea ce se numește acum sala de conferințe sau de ședințe a Consiliului de Administrație al Liceului Odoxor și Gonzaga. Deci era o singură sală, să înțeleg, da? Se regăseau toate aceste mici elemente. Până în 2007, noi am avut la deplasări cheltuieli, să zicem, materiale și altele, 0,00 lei. Deci cam așa am funcționat. În principiu, aceasta a fost situația. Din 2007, în 2007 am avut o situație chiar critică, pentru că a apărut o nouă hotărâre de guvern care ne schimba puțin structura, să zicem, organizațională, în sensul că noi deveneam entitate de sine stătătoare, căpătam personalitate juridică și în felul acesta eram subordonați direct Bucureștiului. Ieșeam de sub tutela Iașului, am ieșit de sub tutela Iașului și suntem instituție de sine stătătoare. Au binevoit atunci să ne doteze cu niște computere care sunt și acum, să zicem, pe mesele colegilor și am câștigat cât de cât o anumită autonomie, adică am avut ceva mai mulți bani, am avut pentru prima dată și noi câțiva lei pentru organizarea conferințelor. Dacă vă spun câți lei am avut anul trecut, o să vă bucurați și o să afle publicul telespectator că cercetătorii de la Rădăuți au avut pentru organizarea conferințelor de anul trecut 7.000 de lei. Iar anul acesta avem suma astronomică de 4.800 de lei. Deci 4.800 de lei pe tot anul, să înțelegem, da? Da, cum credeți? 4.800 de lei, da, e o sumă... E o sumă importantă. Nu știu, cred că nici un banchet pentru clasa 4. Nu se pune problema din punctul ăsta de vedere. Și ce să vă zic, spre deosebire de anii de început, noi am, acum, să zicem, avem o bibliotecă, care este fosta bibliotecă a profesorilor de la Eudoxie Urmuzachi, Lehrer Bibliotec, care avea la data transferului la institut, avea 7.800 de volume. Acum am ajuns la 15.000 de volume, aproximativ, prin donații, în principal, achiziții, adică vreau să vă mai descoper ceva. Și anume că anual, din 2007 și până acum, am avut o sumă la dispoziție pentru a achiziționa
lucrări de specialitate sau instrumente de lucru. Adică dicționare, cărți de istorie, de lingvistică, literatură de specialitate. Bun, toate acestea, să vă spun suma. 1000 de lei pe an. 1000 de lei pe an. Da, aceasta este suma pe care am avut-o noi la dispoziție. Și în afara acestor sume colosale de care vă povesteam, am mai avut posibilitatea să decontăm, la sfârșit de an, în suma în care reușeam, adică undeva la 1000-1500 de lei, drumurile eventuale ale noastre la arhive și biblioteci. Așa încât vă puteți imagina că multe dintre drumurile noastre sunt practic susținute din resurse proprii. Deci să înțelegem, domnule profesor, doctor, că la ora actuală, când vorbim de cercetare, vorbim de sume foarte mici și că mai mult pasiunea îndeamnă omul să facă o astfel de activitate. Aș vrea să vă spun cu sinceritate că piedicile sunt atât de numeroase încât numai entuziasmul îi mai menține pe oamenii aceștia. Eu, ca să nu fiu răutăcios, vreau să vă spun că totalul fondurilor cheltuite de statul român pentru întreținerea acestui institut se ridică la ceva mai mult de 200.000 de lei cu salarii cu tot. Adică... Pe an. Pe an. Da. Ca să faceți, să aveți un ordin de mărime, vreau să vă spun că institutul care se numește al Revoluției Române are 3 milioane și jumătate de lei pe an. Da, e diferență colosală. Asta ca să știți ce înseamnă salariile și bugetarea pe care noi o facem. Acum, vorbind despre institut, ca să trecem de la partea materială care este tristă și financiară, vreau să vă spun că am vrut să vin să vă spun că în ăștia 25 de ani, în acești 25 de ani, am reușit să avem de partea noastră cercetători și pasionați de istoria Bucovinei din cele trei institute despre care am vorbit, bucovineni din spectrul european, Germania, Franța, Ungaria, Ucraina, am avut Polonia, da? Am avut israelieni, americani, canadieni. Am avut o deschidere, ca să zicem așa, sigur că și noi, ca și orice instituție care se înființează și funcționează, învățăm, pentru că nu ne-am născut învățați. Învățăm, am învățat datorită legăturilor cu nemții, am învățat buna administrare și deschiderea către ceilalți, pentru a înțelege că, de fapt, fără cooperare, tot ce am realizat noi n-ar fi fost posibil. Vă dau exemplu. O parte din conferințele noastre științifice internaționale au fost finanțate de Bucovina Institut din Augsburg. Respectiv, cea mai mare conferință internațională, cea din 96, care a avut aproape 100 de participanți, a fost realizată cu parteneriatul celor de la Augsburg, care au finanțat o parte din cheltuieli. Conferința noastră din 2000, tot internațională, tripartită, a fost finanțată cu fonduri de la Augsburg. Buletinul pe care l-am scos cu comunicările din 2000, care este într-un format pe o hârtie, pe un format academic, să zicem, și pe hârtie de bună calitate, l-am făcut cu sprijinul Institutului Bucovina de la Augsburg. Da. Am avut posibilitatea în felul acesta să avem de partea noastră din când în când, de exemplu 96, departamentul care se numea atunci pentru românii de peste hotare, acum cred că are o altă denumire, al guvernului României. Acum e, dacă nu mă înșel, chiar minister. Așa. Am avut de partea noastră cercetător sau profesor universitar de la Cernăuți, care mă rog, au înțeles constrângerile noastre financiare, și cei de la Augsburg care au putut să vină pe cheltuială proprie, ca să devoalăm lucrurile până la capăt, să vină la conferințele noastre. De curând, de exemplu, avem cercetători din Polonia care au
obiectiv, ca obiectiv cercetări complexe în zona Bucovinii și care au devenit partenerii noștri de la Universitatea din Cracovia și respectiv Universitatea de la Varșovia, care vin și participă alături de noi cu susținerile financiare ale universităților de care v-am amintit. Domnule profesor, doctor, mă spuneați că intervin, dar acești 25 de ani de existență, după cum prezentați lucrurile, au fost un chin total. Întrebarea e dacă vor mai fi adăugați alți ani la ăștia 25, la modul în care prezentați dumneavoastră sobrietatea, să nu spun alt termen când vorbesc de susținerea financiară. Eu vreau să vă spun că am avut două lucruri pe care trebuie să le adăugăm. Societatea pentru Cultură, care a venit cu aportul ei la unele conferințe, colegiul Eudoxiu Hurmuzachi, care atunci când a putut și avea cămin, cantină și așa mai departe, a venit cu partea lui de contribuție la acest. Și vreau să vă spun că am avut mai mult decât toate astea și n-avem acum și nu vom recupera niciodată, o sumă de academicieni, începând cu Vladimir Trebici, Radu Grigorovici, Liviu Ionesi, doctor Radu Economu, și alți, domnul Gheorghe Platon și așa mai departe, care au fost alături de noi și ne-au îndrumat. Deci aceste lucruri, chiar dacă am avut privațiunile materiale de care vă povesteam, am putut în felul acesta să avem oameni de valoare științifică certă, cu contribuții remarcabile, cu CV-uri puternice, ca să zicem așa. L-am avut pe Lucian Otto și respectiv pe Orfried Coțian de partea noastră și cât a fost profesorul Hampel împreună cu Oleg Panciuc. După ce generația aceasta a plecat în lumea veșnică, suntem mai puțini, suntem mai săraci sufletește și încercăm acum să compensăm aceste lucruri prin deschideri care să ne aducă o nouă etapă. Ați putea zice, bine, sărăcia înseamnă proiecte europene acum. Vreau să vă spun că putem compensa, dar în măsura în care există interes pentru istorie. Dacă vă uitați la numărul proiectelor europene sau cu finanțare europeană sau cu finanțare guvernamentală pe istorie, lingvistică și literatură, o să aveți surprize mari că nu se prea finanțează astfel de proiecte. Și atunci, ce încerc eu să vă spun? Că eu cred că acești 25 de ani ne-au învățat să supraviețuim, dar există o limită fizică. În sensul că între cei mai în vârstă, adică între domnul Vatamaniu, care are onorabila vârstă de 97 de ani în dată, care este, să zicem, directorul nostru onorific, e Vasile Schipor, care este secretarul științific, și eu, care suntem cei mai, să zicem, din generația mai veche, și ceilalți, există un hiatus. Un hiatus care nu poate fi acoperit cu una, cu două, decât prin încadrări. Ori perspectiva, din acest punct de vedere, nu arată foarte bine. Să înțelegem că banii vin de la Academia Română. Da, banii vin de la Academia Română, pentru că ne-am calat pe bani, ne-am centrat pe acest subiect. Banii vin de la Academia Română, numai că în 2007, când a avut loc ultima tentativă a sucevenilor de mutare a acestui institut la Suceava, pe lângă Universitatea Suceveană, cu sprijinul academicianului pe atunci fusese președintele Academiei, Eugen Simion, care se arăta încrezător și optimist pentru mutarea institutului la Suceava, pentru că existau acolo niște oportunități de cercetare. Deci atunci am scăpat cu bine din această idee. Da, așa. Dragoste cu forță. Așa, ni s-a întâmplat că a apărut o hotărâre din guvern care are o structură foarte ciudată. Și anume spune că finanțarea se face din autofinanțare și susținere
De la bugetul public al Academiei. De la bugetul Academiei. Cu alte cuvinte, noi, care aveam finanțarea prin intermediul filialei Iași Academiei în întregime de la Academie, acum întâi ni se spune autofinanțare. Și după cum știți, în domeniul acesta eu nu prea văd surse de autofinanțare. Exact, asta este problema. Rapoarte de cercetare arheologică nu putem face, că nu avem o astfel de... Bucovina nu exista ca să să aibă arheologia din punctul ăsta de vedere. Poate Moldova, dar noi nu avem arheologi. Iar alte cereri pentru autofinanțare din partea autorităților locale sau județene nu există. Vreau să vă spun că, mă rog, chiar știți că periodicul nostru, Analele Bucovinei, este în catalogul presei și la un moment dat domnul Nechifor, când era președintele județului, mi se adresează și spune: uite, bă, noi vrem să avem și noi revista asta, uite, primarii noștri nu știu despre Bucovina, am aflat că voi faceți acolo un buletin. Foarte bine, zic, e simplu, luați catalogul presei române și faceți niște abonamente la Analele Bucovinei și este foarte benefic. Credeți că s-a întâmplat ceva? Nu. Tirajul Analelor Bucovinei, pentru că este partea, să zicem, consistentă a activității noastre, noi avem doi piloni, ca să zicem, Analele Bucovinei și să zicem că suntem printre puținele institute ale Academiei care avem la zi, da? Acum am terminat numărul 1 pentru 2017 și îl trimitem zilele acestea la Academie, la editură. Și participăm la licitație publică alături de alte publicații pentru a câștiga fondurile. Nu vă închipuiți că avem o asigurată o finanțare 100%. Noi participăm la concurs la Ministerul Culturii cu publicațiile noastre toate. Și câștigăm publici. Nu câștigi, nu publici. Al doilea pilon? Și al doilea pilon este ceea ce vă spuneam, Enciclopedia Bucovinei în studii și monografii. Și după cum vă spuneam, această enciclopedie a ajuns la numărul 45. Domnule profesor, vă propunem acum o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni. Ne-am reîntors în studio alături de noi profesor dr. Marian Olaru cu o temă deosebită în emisiunea noastră, 25 de ani de existență a Institutului Bucovina, dar, domnule profesor, nu doar despre Institutul Bucovina vom vorbi, ca de obicei veniți cu noutăți editoriale și vă rugăm să le prezentați telespectatorilor. Mie îmi face o deosebită plăcere să vin în fața dumneavoastră, întâi cu o lucrare a unui coleg de-al meu, este vorba de lucrarea domnului Vasile Schipor, care se numește Calendare și Almanahul Românești din Bucovina, 1811-1918, o lucrare temeinică și care are 791 de pagini. Este o lucrare care exprimă munca de ani buni a colegului nostru, o încununare a activității sale științifice, pasionat de partea aceasta, știți, la confluența între istorie literară și istorie, domnul Schipor aduce în fața noastră o lucrare care face un inventar al tuturor almanahurilor și calendarilor românești din spațiul românesc și vreau să vă spun că au fost peste 1700 de almanahuri. Găsiți în primul capitol al acestei lucrări referiri la cele mai vechi, începând de la și o analiză temeinică de la 1731, primul almanah românesc apărut la Brașov, și până la almanahurile și calendarele românești care au apărut în Bucovina până după perioada Unirii din 1918 și cu, să zicem, trimiterea așa în ani buni din perioada interbelică. De ce este importantă lucrarea asta? Întâi de toate că este un efort fantastic să faci o sinteză a unui astfel de material bogat
ilustrat, este un efort teribil pentru a pune în evidență cele trei dimensiuni. Dimensiunea practică a almanahurilor, dimensiunea, să zicem, literară a almanahurilor și a treia, dimensiunea cultural-națională, în sensul întăririi conștiinței naționale a românilor, într-o perioadă în care de la 1730, adică din secolul XVIII și până la 1918, partea aceasta de răsărit de Europa a avut drept pilon al existenței culturale această dimensiune, și anume conștiința națională. Acum, așa cum spunea Nicolae Iorga, almanahurile și calendarele serveau cu scopurilor practice de luminare a celor care erau oamenii obișnuiți ai acestei provincii și ai României sau ale țărilor din jur. Din inventarul pe care îl face colegul nostru și prezentările, să zicem, cu studiile de caz, de exemplu, mi-aduc aminte că în lucrare se află un, între altele, un studiu de caz al almanahului Societății România Jună din Viena. Vedem că majoritatea almanahurilor inventariate în spațiu de care povestim aici erau în proporție covârșitoare românești, 40%. Dar existau și almanahuri ale etniilor care au locuit pe teritoriul României, mă refer acum la România Mare, cea din perioada interbelică, apărute în limbile germană, în limbile maghiară, în limbile bulgară, în limbile greacă, ucraineană și așa mai departe, care există în preocuparea cercetătorului nostru, colegului nostru de la institut, și ele, într-un fel sau altul, sunt o reflectare a evoluției mentalităților. A mentalităților de privitoare la cultură, în fapt. Almanahurile ofereau în răgazurile din iarnă sau dintre lucrările agricole, ofereau locuitorilor Bucovinei prilejul de a se lumina, de a se informa, pornind de la acțiunile practice, când să cultivi, cum să cultivi, când să faci anumite lucrări gospodărești. Și alături de acestea, Sfinții Zilei, alături de acestea, eu știu, pagini de istorie literară, pagini de literatură, snoave, ghicitori, învățături trebuincioase pentru omul de rând. De aceea spun că, împreună cu un bogat material ilustrativ, cartea aceasta care a apărut în sfârșitul anului 2016 la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, este un proiect pe care, îndrăznesc să spun, colegul nostru l-a slujit cu multă dăruire și vine să întregească ceea ce spuneam eu mai înainte, ideea de instrument de lucru pentru studierea temeinică a culturii acestei zone, a Bucovinei ca creuzet al multiculturalității și al formării spiritului de care noi am mai vorbit aici, a spiritului bucovinean, dar nu numai. Se pare că e o lucrare care... Ea îi pune numai prin dimensiuni. Sunt prin dimensiuni, te uiți și îți dai seama că sunt ani de muncă aici. Da, în principiu lucrarea pe care o pune în fața cititorului, colegul nostru, a început odată cu începuturile noastre entuziaste. Deci să spunem 25 de ani, să ghicesc? Nu, undeva pe acolo. Nu, dar aproape, adică este o lucrare foarte importantă din punctul ăsta de vedere și cu reverberații în presa de specialitate, în rândurile specialiștilor, dar nu numai, pentru că dacă vă duceți acolo, găsiți pagini de literatură, găsiți pagini de, să zic, socotele agrare, găsiți pagini cu privire la obiceiuri, tradiții. Această dimensiune practică este foarte interesantă. Am avut ocazia să frunzăresc astfel de
documente, aș spune eu, documente, fiindcă sunt documente, au o valoare, și am găsit niște sfaturi practice care uneori sunt folositoare și acum. Da, din păcate acum ele au dispărut din ceea ce se numesc astfel de tipărituri, să le zicem, aceste almanahuri, aceste calendare, ele acum tind către evanescent, către da, o formă din asta comercială. Da, ia. Și în bună măsură, vreau să vă spun, sunt inferioare, 100% sunt inferioare acestor realizări ale secolului trecut și ale secolului 19, care a fost perioada de maximă afirmare a calendarilor și almanahurilor. Cât despre partea literară, iarăși o valoare deosebită, fiindcă textul literar din aceste almanahuri apare semnat de către personalități ale vremii sau cunoscuți. Nume de marcă ale culturii, vorbesc despre cultura română în cazul acesta, nume de marcă ale limbii și culturii române semnează în aceste almanahuri, pornind de la regina Carmen Silva, ca să dau un exemplu, mergând până la Nicolae Iorga sau Adexenopol sau, eu știu, alte nume importante din cultura specifică zonei noastre. Eu știu, mă gândesc la Mitropolitul Silvestru Moraru Andrievici, mă gândesc, eu știu, la Vladimir de Repta și așa mai departe, nume pe care le găsiți în slujba poporului, pentru că ei erau luminătorii acestor oameni și aveau datoria civică, spre deosebire de, să zicem, contemporaneitate, poate că mai cu asupra de măsură atunci când rezistența prin cultură sau formarea prin cultură era dezideratul cel mai important. Da, acest segment, rezistența prin cultură și respectul național, identitatea națională ca, să spunem așa, culoare a situației pe ansamblu, au dat, dă valoare și dă plus valoare. Vreau să vă spun că, mă rog, în plus, colegul nostru semnalează aici și almanahurile bilingve și trilingve care au existat în epocă și care pot fi, iată, ca instrument de lucru, pot face trimiteri importante pentru, hai să zicem, cei care și-ar dori să-și îmbunătățească fie numai cunoștințele despre astfel de lucrări care au apărut în secolele precedente. Se pare că exista și un public foarte doritor și un public foarte, să spun așa, serios. Erau abonamentele care în fiecare almanac anunța noua, să spunem, etapă de strângere a fondurilor necesare tipăririi și oamenii erau foarte serioși, cei care citeau. Da, gândiți-vă că la vremea respectivă, ca să zic așa, afundarea în cultură sau contactul cu cultura epocii nu se putea face poate prin numărul mare de cărți care se tipăreau. Deși se și tipăreau către sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, producția de carte ia un aspect de masă. Dar producția de calendare și de almanahuri se regăsește în preocuparea fiecărei societăți culturale, românești, germane, ucrainene, armene sau, eu știu, evreiești pe teritoriul Bucovinei. Și Societatea pentru Cultură a avut o preocupare constantă pentru publicarea unui astfel. Publicul le aștepta cu interes, mai ales că unele dintre ele nu sunt făcute pe un an de zile. Unele chiar, dacă vă uitați în lucrare, găsiți calendar pe 100 de ani. Cu, mă rog, calculul, să zicem, sărbătorilor, da. Cu, ziceam, lucruri care țineau de descoperiri care erau în vogă la vremea respectivă, cu, mă rog, cunoștințe care le-ar fi folosit oamenilor de medicină, de igienă. Ori accesul către cultură la vremea respectivă era calea de emancipare din starea de sărăcie. Era starea de penetrarea a straturilor sociale care existau și almanahurile erau în bună tradiție în multe din căminele vremii respective, când cititul era modalitatea de evadare dintr-o condiție economică. Astăzi nu mai e această situație. Evadarea într-o altă condiție economică, ar putea să ne spună domnii din generația Facebook, se face altfel. La vremea respectivă, inițiativa, cultura se deprindea în formele sale de bază,
și prin aceste, să zicem, aceste almanahuri, iar pentru cetățeanul, pentru locuitorul obișnuit din Bucovina, acolo găsea chipul împăratului. Nu? Erau și fotografiile respective. Acolo găseau chipurile orașelor, realizările arhitectonice ale epocii care și acum prin calitatea realizărilor fotografice sau grafice ne impresionează, prin calitatea tipăriturii sunt de o frumusețe deosebită, încât și copiii care mergeau la școală, în primii ani de școală, aveau contact cu astfel de tipărituri. De aceea exista preocuparea pentru astfel de cultură și erau păstrate, ca să zic, dintr-o generație în alta, erau lucrurile de preț din casă, alături, mica bibliotecă, să spunem. Pentru unele că... chiar erau legate, da, și... primeau un aspect din ăsta deosebit. Și gândiți-vă că citeau mai multe generații. Domnul Radu Grigorovici, într-un studiu despre știința de carte în Bucovina, povestește că mamele care își îndrumau copiii să învețe, pentru că ele erau cele care rămâneau acasă cu copiii, bărbații lucrând în pădure sau prinși, să zicem, cu activitatea care aducea partea financiară mai importantă a casei, mamele rămâneau copii acasă și ele, fie știind, fie învățând, învățau, citeau odată cu proprii lor copii. Ori almanahurile acestea erau pentru omul obișnuit, ca să zicem, hrana sufletească din vremea aceea. Trecem la a doua apariție. A doua apariție... În ordinea prezentării. Da, eu am vrut să vă spun că mă simt legat de această lucrare, pentru că, mă rog, împreună cu celelalte lucrări scrise de colegul meu, trebuie cunoscute de către publicul nostru telespectator și sunt convins că mulți dintre cei care ne privesc știu preocupările colegului nostru. A doua lucrare, pentru că s-a scris multă istorie a Bucovinei, împreună cu o colegă de-a mea, doamna Rodica Iațencu, am zis, pornind de la un proiect inspirat într-un fel de către cei de la Augsburg, ne-am propus să aducem în fața publicului cititor discursurile parlamentare ale bucovinenilor din Parlamentul României întregite. 1918. Deci pornind de la 1919, deja. Așa, din 1919, toată perioada interbelică. Ei, am pornit acest demers pentru că anterior colegul nostru de la Cernăuți, Ilie Luceac, a publicat rezumatele discursurilor parlamentare ale lui Eudoxu Hurmuzachi. Colegii de la Augsburg începuseră prin Otto Halabrin să publice despre parlamentarii din dieta Bucovinei. Noi ne-am gândit să continuăm această preocupare și să aducem aceste discursuri, pentru că ele practic nu sunt accesibile. Nu sunt accesibile întrucât discursurile monitorul oficial se găsește greu în bibliotecile universitare mari și acolo pe sărite, nu toate la un loc, și în tomuri care sunt greu accesibile. Cu alte cuvinte, noi vorbim despre perioada istorică a Bucovinei interbelice, dacă putem accepta așa ceva, fără să cunoaștem în mare măsură intervențiile și partea politică a acestei activități a parlamentarilor români și nu numai români, a celor care au făcut parte din Parlamentul României întregite. Tot așa, pentru că Otto s-a pensionat, acum trebuie să ne întoarcem într-o anumită măsură, pentru că discursurile parlamentare din dieta Bucovinei, deși ele există în monitoarele dietei Bucovine, ele sunt inaccesibile și greu de găsit. Cu alte cuvinte, sunt în limba germană și sunt necunoscute. În rezumatele pe care le-a prezentat Ilie Luceac, putem să scăpăm elemente esențiale. Da? Și ca urmare, dacă dă bunul Dumnezeu, acest început de activitate, este al doilea volum, am făcut până mai zilele trecute volumul celălalt care trebuie să participe la licitație. Din nou, pentru volumul 2.2,
da, pentru perioada 1920-22 Senatul, să putem pune la îndemâna cercetătorilor instrumentele de lucru. Pentru că noi altfel vorbim fără să cunoaștem problemele, fără izvoarele istorice, vorbim din auzite. Ori știți că memoria ne mai joacă feste. Și eu nu vreau să critic aici în vreun fel, dar s-a scris prea multă istorie pe perioada interbelică fără să avem documentele primare. Adică arhive, discursuri parlamentare, sigur că ele trebuie luate în mod critic, statistică, și după ce avem toate aceste lucruri putem să zicem, da, știm cât de cât bine istoria Bucovinei. Altfel, domnule profesor, doctor, acum îmi trece așa prin cap, parlamentarii ca oameni, structură, ca structură, sunt simpatici foc, îi vedem pe la televizor și acum cum i-ați văzut dumneavoastră ca cercetător și ca om pe acești bucovineni ajunși în Parlamentul României? Eu vă dau două exemple. E vorba de George Grigorovici, tatăl reputatului academician de care făceam vorbirea adineaori, care a reprezentat Partidul Social Democrat din Bucovina și apoi Partidul Social. Mișcare de stânga. Așa. Și Ioan Nistor, care, mă rog, în calitatea lui de deputat al Partidului Democratic al Unirii și apoi a Partidului Național Liberal, s-au aflat în contradicție continuă. Au fost competitori, să spunem. Au fost competitori, la un moment dat, chiar în 1927, în 1927-28 se aflau într-o competiție teribilă, întrucât social-democratul George Grigorovici îi susținea pe țărăniști să vină la putere, în timp ce liberalii aflați la putere în crepusculul perioadei lui Ion Cebrătianu erau huliți, erau, să zicem, într-o cădere de formă, era după moartea lui Ferdinand. Bun, vreau să vă spun că dezbaterile, acum comparativ cu ce spuneți dumneavoastră acum despre ce se întâmplă în Parlamentul României, sigur că distanța este imensă. În sensul eleganței, argumentației, dimensiunilor discursului și faptului că dincolo de, să zicem, faptul că abordau poziții partinice, unul liberal sau democrat al Unirii sau celălalt social-democrat, în momentele în care adevărul era, să zicem, scos la iveală și unii și altul, vorbind de George Grigorov, erau în stare să recunoască și să fie alături de colegul aflat în opoziție sau colegii ca să triumfe. Eu vreau să triumfe, să zicem, adevărul și spiritul, să zicem, binelui comun. Vreau să vă spun că dacă citiți documentele adunării deputaților și ale Senatului din perioada aceasta, o să constatați că marile proiecte ale modernizării României încă n-au fost puse în aplicare și ele au fost formulate atunci. Gândiți-vă că am găsit despre canalul acesta care încă nu-i realizat, București-Dunăre, de atunci. Despre zona metropolitană București, de atunci. Despre, nu vorbim despre catedrală și alte chestiuni, despre bacalaureat, despre școală, despre universitate, despre camera de comerț, despre comerț, despre, ca să vă zic, lucruri care sunt numai alea, dacă le-am pune în practică, deci ca să vedeți, nu să facem alte proiecte, am fi mult mai departe decât suntem în realitate. Sigur că ați putea să-mi zicem, înseamnă că există un rest de proiectare neaplicat. Nimic nou sub soare. Așa, și că oamenii aceia nu și-au făcut până la capăt datoria. E adevărat. Dar nu trebuie să absolutizăm. În sensul că și acolo există luptă politică și politicianism. Și acolo există demagogie. Și acolo există grupuri politice, ca să zic așa, că vorbim la rădăuți acum, despre exploatarea irațională a pădurilor, despre firma lui Haim din Rădăuți, care cu sprijinul lui Ioan Nistor a devalizat, a tăiat nesăbuit zeci de mii de metri cubi, de acordarea unor licitații cu dedicație. Deci nimic nou sub soare. Dar ce să zicem, noi avem nevoie de modele. Sigur că parlamentarii bucovineni, așa cum îi văd eu aici, și evrei, și ucrainieni, și români, și germani, și-au apărat etniile lor,
au aderat la proiectul Unirii și al României ca stat național, care avea în fața sa o mulțime de lucruri de făcut. Sigur, toate au mers bine până la marea criză economică din 29-33. Și de atunci lucrurile au început, au derapat în mod grav cu creșterea discursului politicianesc și a demagogiei. Așa văd eu lucrurile. Ceea ce cât de cât bate foarte bine cu timpurile noastre. Bate, dar vorbesc despre calitatea oamenilor. Calitatea era mult mai... Da, adică în Senatul României nu găseai oameni cu formație culturală modestă. Nu găseai oameni cu trecut, ca să zicem... dubios. Da. Nu găseai oameni care să se cramponeze în mod efectiv de situația politică a lor, pentru că aveau formații profesionale solide. Erau universitari, erau avocați, erau, ca să zicem așa, profesori, erau ingineri, erau oameni cu condiții care nu depindeau de privilegiile de parlamentar, nu depindeau de indemnizația de parlamentar. Erau oameni... Nu era o profesie să fii parlamentar. Nu. Cu atât mai mult înainte de 1918, când deputații și senatorii României făceau asta ca reprezentanți ai claselor lor și indemnizația de care povestim nici nu se punea în discuție. Până la urmă, chiar sunt discursuri în care ei renunțau și nu doreau și nu foloseau această indemnizație. Nu mă gândesc la Gheorghe Grigore Cantacuzino, care era unul dintre cei mai bogați oameni ai României și astăzi sunt bogați ai României în Parlament. Aceia foloseau banii pentru dotarea școlilor, a liceelor, pentru biblioteci, pentru fundații culturale, pentru fundații sportive sau asociații sportive. Sigur că este cu totul și cu totul diferit. Eu nu văd prea mulți bogați de astăzi care să își doneze din puținul lor pentru a-și înveșnici numele, să doneze pentru scopuri caritabile. Sigur că sunt, dar nu atât pe cât am, putea... crede că este necesar, pentru că sunt foarte multe probleme în România, pornind de la starea de sănătate și terminând cu situația, să zicem, sportului. Ei, pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu și am făcut și un studiu despre statistică, apropo de mortalitatea infantilă, într-o reuniune științifică la Suceava vorbeam despre faptul că în mod ciudat, deși Bucovina avea un grad de urbanizare mai ridicat, avea un număr de kilometri de stradă mai mare decât alte provincii apropiindu-se de Transilvania, avea, să zicem, o densitate a populației mai mare, avea o mortalitate infantilă mai mare decât Moldova sau, care era Moldova propriu-zisă, să zicem, din zona Iașului, decât și îmi puneam întrebarea asta. Cum este posibil? De ce sistemul sanitar din perioada interbelică și constat că cifrele pe care le vehiculam pentru perioada interbelică sunt depășite acum la mortalitate infantilă în secolul 21? Deci, ce înțelegeți din asta? Da, e clar, calitatea lasă de dorit acum. Și, bun. Și calitatea umană și cea profesională și... Nu despre asta vreau să vorbim la final. Mai avem un minut, domnule profesor, de aceea haideți să încheiem optimist. Ce ne pregătiți în 2017? Ați spus că în septembrie urmează să sărbătoriți aceste evenimente. Da, 25 de ani. Vă invit de pe acum la manifestările noastre dedicate împlinirii a 25 de ani de la înființarea Centrului pentru Studierea Problemei Bucovina, actualul institut. Vreau să fac manifestarea aceasta împreună cu colegii, invitând nume de marca Academiei Române și din zona, să zicem, administrației, care poate în felul acesta înțeleg
că oamenii vor simți că cea mai, zic eu, fără să fiu lipsit de modestie, a cea mai importantă investiție care s-a făcut în ultimii 25 de ani a fost în acest institut, care în fiecare an măcar a pus două reviste de 700 de pagini totalizat pe masă și a pus până acum 44-45 de numere în enciclopedie cu 6 oameni. În condițiile acestea, cred, am venit la dumneavoastră cu un scop pe care îl declar acum. Poate că autoritățile locale se gândesc că institutul ar merita și un sediu, nu doar cel de sub scară, cum zice colegul Schipor, de la internatul liceului Odoxu Hulmuzachi. De ce? Pentru că autoritățile locale și respectiv cele județene ne folosesc pe noi doar ca floare la butonieră atunci când au nevoie sau le-ar cădea bine dintr-un anumit punct de vedere. Până acum n-am obținut un sediu și de aceea sucevenii, vă spuneam eu, ne ofereau cu generozitate sediu în centrul târgului la Suceava, în timp ce rădăuțenii nu ne prea doresc. Sau pur și simplu știu că există și fiecare se gândește oare ce ar mai putea să facă ea din perspectiva lor. Adică se gândesc ei, ar trebui să scrie și aia, și aia, și aia, și aia. Uitându-ne, noi suntem 6. 6 și nu toți cu normă întreagă. 2 suntem cu jumătate de normă. Domnule profesor, dr. Marian Olaru, vă mulțumim pentru că ați participat la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Și dorim și credem și sperăm că cine are ochi a văzut și urechi a auzit. Acum să vedem dacă au și inimă cei care au puterea să schimbe lucrurile în bine. Mâine mergem la Cernăuți, la Centrul Cultural Eudoxiu Hurmuzachi, împreună cu colegii. Am încercat să facem o permanentizarea manifestărilor noastre la Cernăuți. În toamnă, în septembrie, când vă invit, pe 30, vom fi la Cernăuți. Dragi telespectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă dorim vizionare plăcută în continuare, pentru că timpul dumneavoastră alături de Chrome Tel e un timp prețios.